Bobița și Buburuza prieteni sunt de când se știu. Curcubeul. Într-o zi înnorată de vară, Buburuză, fetița mămăruță, și Bobiță, băiatul Melc, stăteau mohorâți sub o frunză. Dintr-o dată a apărut soarele, iar cerul era albastru din nou, dar ploaia de vară nu se opri. În scurt timp a apărut pe cer un curcubeu frumos. Oh, ce minunat e! Au strigat ei. Bobiță s-a decis să urce pe curcubeu ca apoi să coboare lunecând. Prima încercare nu i-a reușit. Poate trebuie să încerc din partea cealaltă, a spus Bobiță. Bobiță, crede-mă, nu te poți urca pe curcubeu, încercă Buburuză să-l convingă pe băiatul înfocat. Dar Bobiță își făcu un plan nou. Am să folosesc o scară. Vai, Bobiță, nu se va termina bine, se îngrijoră Buburuză. Buburuză a avut dreptate. Bobiță deveni tot mai bosunflat. Buburuză începu să-l roage. Haide, mai bine să ne jucăm altceva. Dar Bobiță nu se dădea bătut. Fii atentă, Buburuză, de aici sigur am să reușesc să sar pe curcubeu. Dar nici planul ăsta nu-i reuși. Buburuză fugi la Bobiță disperată. Ești bine? Îl întrebă. N-am pățit nimic, mormăi Bobiță. Bobiță se întristea atât de mult încât Buburuză de-abia reușea să-l consoleze. Uite, ți-am adunat flori! Încercă să-i facă pe plac, dar nimic nu-l înveselea pe Bobiță. Între timp, ploaia s-a oprit, iar curcubeul a dispărut. Mergeau acasă ținându-se de mână. Buburuză îl consola pe Bobiță. Nu mai fi trist, păi mâine e ziua ta de naștere, vei împlini 3 ani și vei primi multe cadouri. Ajungând acasă, lui Buburuză îi veni o idee. Am să-i construiesc lui Bobiță un tobogan în culorile curcubeului. Atunci visul lui va deveni realitate, va putea aluneca pe curcubeu. La construirea toboganului au ajutat Baltazar Albina și Fulgușor Fetița Fluturaș. Buburuză, Baltazar și Fulgușor au vopsit toboganul în culorile curcubeului. Au împachetat toboganul în hârtie galbenă și l-au legat cu o panglică albastră. Cei 3 prieteni i-au făcut un tort lui Bobiță. Apoi Baltazar și Fulgușor l-au dus la Bobiță, la casa lui Buburuză, unde totul era pregătit pentru petrecere. Să-i arătăm cadoul, a strigat Baltazar. Buburuză i-a dat tortul lui Bobiță. Un curcubeu adevărat! E un tobogan curcubeu! Pot să încerc toboganul? Sigur, i-a răspuns Buburuză. Lui Bobiță i-a plăcut mult toboganul curcubeu, aluneca din nou și din nou pe el. Fulgușor și Baltazar au început să danseze de fericire. Minunat! I-a spus Bobiță într-un târziu lui Buburuză, fetița mămăruță. E un cadou minunat, mulțumesc! În ziua aceea au venit mulți să-l felicite pe Bobiță. A venit Săltăreața, fetița lăcustă, apoi Dima, gândacul cartofilor, Adiere, fetița libelulă, chiar și Vendel, băiatul rădașcă. Băiatul Melc a permis tuturor să încerce noul lui tobogan. Bobiță și Buburuză împreună cu prietenii lor s-au dat pe tobogan până seara târziu. În ziua aceea, Bobiță s-a culcat deosebit de bine dispus. Ce frumoasă zi de naștere am avut! A suspinat el fericit. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Alunele pierdute.
Salut, Bobița! Grăbește-te să mergem la Reghiu să ne luăm rămas bun de la el înainte de a începe somnul de iarnă, a zis Buburuza fetița mămăruță. Bobița și-a pus căciula, fularul și mănușile, apoi cei doi prieteni au pornit spre scorbura veveriței Reghiu. Veverița stătea pe o creangă. Vrem să ne luăm rămas bun înainte de a te retrage în scorbură pentru iarnă, a strigat Buburuză. Veniți să bem un sirop de adio și să ronțăim câteva alune, își invită Reghiu prietenii. Vă arăt câte delicate s-am adunat pentru iarnă. Cămara e plină. Dar vai, cămara e complet goală. Ajutor, unde au dispărut alunele, nucile? Unde sunt conurile, ghindele și stafidele? Priviți, cred că pe aici au dispărut alunele, a arătat Bobiță spre o gaură din colțul cămăruței. Cineva a rost trunchiul copacului, a strigat Buburuză. Eu știu cine a fost, a adăugat băiatul Melc. Nu te teme, Reghiu, îi vom căuta chiar acum pe răufăcători și vom găsi alunele pierdute. Și nucile, conurile și ghindele, se văita veverița mai departe. Cei doi prieteni au și pornit spre livadă. Dinspre livadă se auzeau râsete. Poftim, ei sunt răi toată ziua, fac numai șoti, bodogăni Buburuză. Chiar și acum se gândesc la o răutate, aprobă Bobiță. Cineva a aros o gaură în trunchiul copacului lui Reghiu, acolo unde este cămara de alimente. Toate alunele adunate s-au rostogolit prin gaură. Nu voi ați fost, a întrebat Bobiță. Vai, n-am vrut să facem rău, noi doar am ros, n-am știut că acolo este cămara cu alimente, se scuză parazitul mezin al lemnului. Vă putem ajuta cumva? Veniți! Trebuie să găsim alunele pierdute. N-avem mult timp, în curând va ninge și atunci nu vom mai găsi delicatesele pierdute. Să ne grăbim! S-a uitat cu atenție la trunchiul copacului. De aici s-au rostogolit alunele, au alunecat pe deal în jos, a explicat Bobiță. La poalele dealului, amicii au găsit delicatesele. Ce bine! Se bucură veverița. Acum mă rog să aduceți fiecare bucată înapoi în scorbura mea. Eu vă ajut cu o scândură, le-a spus Reghiu micilor rozătoare și s-a apucat de treabă. Alunele, nucile, ghindele au fost cărate pe rând către scorbură. Au ajutat și Bobiță și Buburuză, dar degeaba s-au grăbit. A sosit seara și un morman mare se mai afla jos la poalele dealului. Nu vom termina niciodată, a oftat una dintre micile rozătoare. Ne-ar prinde bine puțin ajutor, a adăugat cealaltă. Bobița a sărit în sus și fără un cuvânt a luat-o la fugă. Când s-a întors avea cu el trompeta. A suflat în trompeta atât de tare încât l-au auzit toți locuitorii pădurii. În curând, locuitorii pădurii s-au adunat cu mic cu mare. Bobiță s-a urcat pe un bolovan și le-a povestit ce s-a întâmplat cu alunele adunate de veverița Reghiu. S-au rostogolit! Trebuie să le ducem înapoi în scorbură. Dacă muncim cu toții, până diseară vom fi gata. Start! A strigat Bobiță și a ridicat o alună din morman. A aruncat-o spre Buburuză, ea spre rozătoare, ele către albinuță, albinuța către libelulă și așa mai departe, din mână în mână. Când a ajuns luna pe cer, fiecare alună, ghindă, nucă și castană de la poalele dealului au ajuns înapoi în cămara de alimente a veveriței Reghiu. Veverița a pus la loc și ultima castană. Mulțumesc, cămara de alimente este iarăși plină. Ce bine că am atâția prieteni. În curând va ninge, a sosit timpul să mă întorc în scorbură pentru iarnă. Ne întâlnim la primăvară, a spus veverița. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Fulgușor la schi. Într-o zi de iarnă, Mila, gândacul de zăpadă, și-a invitat prietenii la schi. Toți au schiuri? I-a întrebat ea. Eu nu am, zise Bobiță, băiatul Melc. Nici eu. I se alătură săltăreața, fetița Lăcustă. Și nici eu, adăugă Fulgușor, fetița Fluturaș. Atunci să ne apucăm de lucru, nu e atât de greu. Vom face schiuri pentru voi,
zise Mila veselă. Împreună găureau, ciopleau, șlefuiau, netezeau scândurile, legau curelele de ele și făceau și bețele de schi. Până la amiază, noile schiuri au fost gata. Au pornit împreună pe munte. Ajunși pe vârful muntelui, și-au legat schiurile și și-au pus căștile. Mila i-a întrebat: toată lumea știe să schieze? Cine nu știe, îl învăț cu plăcere. Cu toți au dat din cap, numai Fulcușor tremura. Fetița Fluturaș nu știa să schieze, dar se temea să recunoască. Nu fi prea greu, mă voi obișnui cu schiatul, își zise ea. Doar viermișorului îi șopti adevărul. Bobița a pornit primul. Opa! Gonim! Striga el vesel în timp ce cobora panta abruptă a versantului. După Bobiță a urmat Buburuză, apoi Baltazar și toți ceilalți pe rând. Iată că a venit și rândul lui Fulgușor și a luat elan și s-a avântat pe pârtie. Însă nu s-a putut opri la baza pantei, aluneca mai departe, pe următorul versant, apoi pe următorul, până ce s-a îndepărtat de tot de ceilalți. Într-un final a suferit o căzătură zdravănă și s-a înfipt într-un morman mare de zăpadă. Ceilalți doar mai târziu și-au dat seama că fetița Fluturaș lipsea. Fulgușor nu știe să schieze, zise viermele disperat. Nu știe să schieze? Au întrebat ceilalți uluiți. Nu, acum a schiat prima oară și era tare frică, numai nu avea curaj să spună. Vai, mă tem că i s-a întâmplat ceva. Micii prieteni s-au speriat și-au pornit de îndată în căutarea lui Fulgușor. Între timp, doctorul Bufniță a găsit-o pe fetița Fluturaș rănită, a zărit-o de la înălțime și a zburat lângă ea. Fulgușor, ce ți s-a întâmplat? N-am putut să frânez și am căzut. M-am lovit foarte tare. Credeam că nu mă voi mai putea opri niciodată. Nu mai vreau să schiez, plânse Fulgușor. Bufniței i s-a făcut milă de fetița Fluturaș, a luat-o în spate și a dus-o la el în scorbură. Îți bandajez rănile și te duc la Mila. Sunt sigur că ceilalți te caută disperați, i-a spus doctorul Bufniță. Micii noștri prieteni o căutau peste tot pe fetița Fluturaș, dar nu i-au dat de urmă. Au ajuns triști înapoi la casa Milei. Dar Fulgușor îi aștepta deja acolo. Mare le-a fost bucuria. Ura! Vai, e mine! Fulgușor, ești bine? Povestește-ne tot ce ți s-a întâmplat! Îi ceru Buburuză. Fulgușor i-a povestit totul pe îndelete. Deci nu știi să schiezi? Se miră Mila. Am să te învăț eu. Dacă vei ști să virezi și să frânezi, vei putea schia pe orice munte, oricât de înalt. Îți mulțumesc! I-a zâmbit fetița Fluturaș. A doua zi, Mila a început să o învețe pe Fulgușor. La sfârșitul primei zile, fetița Fluturaș a schiat încet și cu grijă pe cel mai mic deal și s-a oprit frumos la bază. Priviți! Fulgușor știe deja să schieze! Trebuie să sărbătorim! A strigat Vendel și a început să cânte pe sloiurile de gheață. Ceilalți, în cerc, cântau și dansau în jurul fetiței Fluturaș. Bobița și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Vrăjitoarele. Într-o zi de vară, Bobiță, Buburuză și prietenii lor discutau despre vrăjitoare. Voi credeți că există vrăjitoare? Întrebă Baltazar, băiatul albină. Și că zboară pe cos de mătură noaptea? Păi nu știu, mormăi Bobiță. Peste puțin timp, Bobiță și Buburuză au pornit spre casă. Ce-ar fi dacă am venit noaptea aici? Poate am vedea vrăjitoarele? A propus fetița Mămăruță. Într-un coș și-au pus mâncare și de băut și-au pornit din nou către câmpie.
Au privit cerul îndelung, dar nu s-a întâmplat nimic. Vino, Buburuză, să mergem acasă. Cred că nici nu există vrăjitoare. Buburuză se opri dintr-o dată. Bobiță, am auzit un sunet ciudat de după copacul acela. Buburuză, se mișcă crengile copacului. S-au îmbrățișat îngroziți. Deodată o vrăjitoare a zburat de după copac. Bobiță și Buburuză au strigat în gura mare de teamă. Apoi a apărut o altă vrăjitoare pe cer. Fugi, Bobiță, să ne salvăm! Și fugeau cât îi țineau picioarele. S-au ascuns repede după o tufă. Oh, Buburuză, ce păcat că nu sunt prietenii cu noi! Cele două vrăjitoare au coborât pe pământ, s-au dezbrăcat de pelerinele și pălăriile negre și au început să strige cu veselie. Ba da, prietenii voștri sunt aici! Noi suntem Fâlgușor și Baltazar! Buburuză s-a supărat foc. Voi ați fost vrăjitoarele! A fost urât din partea voastră că ne-ați speriat așa! Noi am vrut doar să vă facem o farsă, i-a explicat Baltazar. Bobiță era și el îmbufnat. A fost o glumă nesărată. Veți regreta voi. Cei doi au pornit supărați spre casă. Trebuie să inventăm ceva, Bobiță, ca să le-o plătim. Ce-ar fi dacă și noi am speria? Asta e, strigă Buburuză. Am o idee fantastică. Fulgușor și Baltazar au rămas pe câmp. Ce să facem acum? Se sfătuiau între ei. Poate că, de fapt, n-a fost o idee atât de bună. În acest timp, Bobiță și Buburuză au fugit la casa mămăruței și s-au îmbrăcat în costume de drăgușori. Și-au luat haine negre, șepci negre și din hârtie roșie și-au lipit coarne pe cap. Grăbește-te, Buburuză, zise Bobiță nerăbdător. Îi văd venind! Amândoi s-au ascuns după o tufă și au așteptat ca Fulgușor și Baltazar să ajungă. În clipa aceea au sărit de după tufă, speriindu-și tare prietenii. Ajutor! Ajutor! Au strigat fetița Fluture și Albinuța. Vedeți ce rău e când ești speriat? Spuse băiatul Melc, în timp ce își lua furios șapca de pe cap. Tu ești Bobiță? Întrebă mirat Baltazar. Ați făcut ceva foarte urât. Ceva urât? Dar gluma cu vrăjitoarele a fost și mai îngrozitoare, strigă Bobiță. Ba nu, gluma cu drăgușorii a fost mai urâtă. Ajunge, le zise Buburuză. Încetați cearta, să ne împăcăm. Vă promitem că nu vom mai face așa ceva, dar și voi să ne promiteți că nu ne veți mai speria. În regulă, au spus ceilalți. Nu vreți să încercați șapca cu drăgușor? Întrebă Buburuză. Ba da, și voi puteți îmbrăca pălăriile de vrăjitoare. Mai mult, dacă vreți, vă puteți așeza pe măturile noastre. Ia te uită, strigă Bobiță. E foarte bine, zburăm ca și vrăjitoarele. Așa e, adăugă Baltazar. Zburăm ca vrăjitoarele adevărate. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se concurs știu. De gimnastică. Bobiță, Buburuză, Fulgușor și Baltazar stăteau pe marginea lacului și aruncau cu pietre. Bobiță a nimerit de mai multe ori bușteanul care plutea pe apă, iar ceilalți îl aplaudau cu bucurie. Veniți repede pe câmp! Azi începe concursul de gimnastică! A sosit în fugă Wendel cu vestea. Ceilalți se adunaseră deja pe câmp. Gâzele s-au îmbrăcat în costume de gimnastică și a început prima probă, alergarea. Toată lumea fugea cât putea de repede. Distanța ce trebuia parcursă era de 3 ture în jurul câmpului. Protestez, Dima a trișat, a tăiat colțul! A strigat săltăreața. Nu-i voie să trișez, a spus Alfons Dojenitor. Repetăm concursul, dar nimeni să nu trișeze. Wendel a alergat cel mai repede. După el a ajuns săltărețul. Pe locul 3 la linia de sosire era Baltazar. Bobiță a ajuns ultimul.
Baltazar și Dima șușoteau în spatele lui. Melcul e lent! Nu vă bateți joc de el, e urât! A spus supărată Buburuza. Acum urmează săritura în înălțime. Câștigător va fi cel care rupe mărul de pe cea mai înaltă creangă, a spus Alfons. Gâzele își dădeau avânt și încercau să sară cât mai sus. Mărul cel mai de sus a fost rupt de săltăreț, următorul de fulgușor, iar al treilea de Dima, gândacul cartofului. Bobița a sărit degeaba, n-a ajuns nici la mărul cel mai apropiat. Nu reușesc, nimic nu-mi reușește mie, se supără el. Lasă, Bobiță, vei reuși să faci tumbe, nu fi supărat, a spus Lili, gâza trandafirului. Dar Bobiță n-a îndrăznit să participe la concursul de tumbe. I-a fost teamă că-și sparge căsuța de melc. Concurenții au pornit și au făcut tumbe de la un capăt la altul al câmpului. Cea care a câștigat însă a fost Buburuză. Acum urmează zborul, a spus Alfons. Cine ajunge mai repede în vârful bradului și aduce primul con, acela câștigă. Gâzele au pornit de îndată. Fulgușor, Baltazar, Buburuză și Adiere au concurat pentru con. Fulgușor a fost cea mai iute. Ea a ajuns cel mai repede în vârful bradului. Eu nu știu nici să zbor, se supără băiatul melc. Nu fi supărat, Bobiță, acum urmează săritul coardei. Cine sare mai mult într-un minut, acela va câștiga. Cei patru concurenți au început să sară coarda, dar piciorul lui Bobiță s-a agățat de coardă și s-a lovit foarte tare. Ceilalți se uitau la el cu adevărat îngrijorați. Eu nu mai vreau să concurez, nu-mi reușește nimic, mă duc acasă, a spus necăjit Bobiță și a pornit spre casă. Trebuie să facem ceva, trebuie să-l înveselim cumva pe Bobiță, a spus Buburuză. Da, să inventăm o probă la care Bobiță este priceput, a spus Lili. Eu știu, a strigat Fulgușor, aruncarea la țintă. Da, e o idee bună, căci doar Bobiță nimerește bușteanul din lac, a aprobat Baltazar. Prietenii au construit 5 grămezi. Prima din mere, a doua din castane, a treia din conuri, a patra din alune, iar a cincea din pere. Până la urmă, Buburuză l-a convins pe Bobiță să participe și el. Acum începe aruncarea la țintă, vrei să participi și tu? A întrebat Lili. Ura! Aruncarea la țintă! Sigur, particip și eu! Toți au participat la concurs, dar cel mai priceput a fost Bobiță. El singur a dărâmat toate cele 5 grămezi. Vezi, Bobiță, la alergare eu sunt cel mai bun. La sărituri săltăreți, la zbor fulgușor, la tumbe Buburuză, la coardă Lili, iar la aruncarea la țintă tu ești cel mai priceput. Fiecare este bun la ceva, a spus Wendel. Bobiță a primit o castană strălucitoare pe care Alfons a gravat aruncare la țintă, locul întâi. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Meciul de fotbal. Într-o dimineață de vară, Wendel, băiatul rădașcă, a fost trezit de o bătaie în ușă. Wendel, deschide, sunt eu, Freddy! Wendel s-a ridicat somnoros și a deschis ușa. Vai de mine, Freddy, haide înăuntru! A spus Wendel bucuros și cei doi prieteni vechi s-au îmbrățișat. Uite, ți-am adus ceva, zise Freddy. O minge de fotbal, ura! Pentru fotbal trebuie echipe, l-a avertizat Freddy. Păi să alcătuim echipele, să le spunem tuturor, i-a propus Wendel. După micul dejun, Wendel și Freddy au pornit la drum. Au bătut la fiecare ușă, luau la rând toate casele și până când au ajuns la capătul pădurii, au adunat cele două echipe. L-au pus pe Alfons, arbitru. Să le facem niște veste colorate, a propus Lili. Albastre pentru una dintre echipe, roșii pentru cealaltă. Fotbaliștii au exersat toată săptămâna. Le-am făcut pentru voi, a spus Adiere și i-a înmânat lui Wendel vestele roșii și albastre. Mulțumim,
Au răspuns în cor membrii echipelor și s-au îmbrăcat bucuroși cu vestele. Buburuza și Lili au adus bănci, iar spectatorii și-au ocupat locurile la marginea terenului. Brusc s-a auzit fluierul lui Alfons, iar meciul a început. Așa, aleargă, Bobiță! Striga Wendel. Aici, la mine, aici, pasează! Urla Biluță. Bravo! Au triumfat jucătorii echipei albastre și s-au îmbrățișat. Haide, albaștrilor! Haide, roșilor! Scandau galeriile formate din spectatori. Nu e cinstit, Freddy, nu e voie să prinzi mingea cu mâna, a spus indignată Albinuța. Așa e, Baltazar are dreptate, nu mai faulta, Freddy, zise sever Alfons, arbitrul. Meciul continuă într-un mod palpitant. Și cei roșii și cei albaștri au marcat câte două goluri. Astfel, echipa lui Wendel conducea deja cu 3-2, când jocul s-a oprit din nou. Freddy, m-a trântit! Gemu Biluță. Da, am văzut și eu, zise Alfons. Freddy, dacă mai faultezi odată, te voi trimite pe tușă. Echipa lui Wendel era la un pas de victorie. Freddy devenea din ce în ce mai furios. Priviți, acum voi marca! A strigat el și l-a împins pe Bobiță. Dar în acest timp a căzut și el, strigând cu durere. Mâna mea! Vai, mâna! Ceilalți au venit în fugă. Mă duc să-l chem pe doctorul Bufniță, a spus Adiere și a pornit. Dacă nu te-ar durea mâna, te-aș trimite pe tușă cu plăcere, zise Alfons. L-ai împins rău pe Bobiță. Da, știu, spuse Freddy cu părere de rău. Dar mă doare rău mâna. A și sosit doctorul Bufniță. Într-adevăr, brațul tău e fracturat. Trebuie pus în gips. Îl porți 4 săptămâni. Trebuie să ai mare grijă să nu te gândești la alergat. Astfel, meciul s-a sfârșit cu victoria echipei albastre. Pentru revanșă trebuie să mai aștepți puțin, zise Wendel, bătându-l pe spate pe Freddy. Lasă că te faci bine repede, nu mai sta cu nasul în pământ. Îmi pare rău că am faultat, plânse Freddy. Promit că dacă mi se vindecă mâna, voi juca foarte corect și vom avea o revanșă cinstită. Până atunci am putea să decorăm gipsul lui Freddy, spuse zâmbind Buburuză. Veniți, vă invit pe toți la o gustare. Prietenii au dat năvală în casa pestriță a Buburuzei. Scoteau cariocile și pictau desene colorate pe gipsul gândacului croitor, care mai de care mai frumoase. După ce doctorul Bufniță îmi scoate gipsul, îl voi păstra ca amintire, a spus Freddy. Apoi s-au așezat cu toții la masă și au mâncat o uriașă ruladă până la ultima firimitură. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Aventură pe mare. Bobiță, băiatul Melc, și Buburuză, fetița mămăruță, au găsit într-o zi de vară o carte de povești frumoasă și colorată, cu imagini minunate despre mare. Erau imagini colorate despre pești, raci, scoici și despre un animal ciudat pe care Bobiță nu l-a văzut până atunci. Se cheamă caracatiță, dar eu n-am mai văzut așa ceva. Ce-ar fi să ne ducem pe mare? Întrebă însuflețit micul Melc. Păi, Bobiță, nici nu știm încotro să pornim. Să întrebăm Bufnița, ea știe tot. Dragă Bufniță, ia spune, cum putem ajunge la mare? Construiți o barcă mică și puneți-o pe pârâu. Cursul pârâului vă va duce până la râu, iar râul vă duce la mare. Bobiță și Buburuză i-au mulțumit pentru sfat și s-au apucat de treabă. La construirea bărcii au ajutat și cei 3 pui de Bufniță. Cei 2 prieteni s-au urcat în barcă. Valurile au luat pe sus bărcuța cu pânze și aceasta parcă zbura spre mare. Ura! Strigă Bobiță. Direcția spre mare! Vântul mâna bărcuța cu viteză pe micul pârâu, apoi pe râu în jos. În scurt timp, la orizont a apărut imensitatea albastră a mării. Am ajuns! Strigă Bobiță. A tras barca la mal și a ancorat-o de un palmier. Vino, Buburuză, să înotăm spre adâncul mării, spuse Bobiță. Și abia atunci au fost surprinși cu adevărat.
La un moment dat a observat un rac. Au notat alături de el spre suprafața apei. Spune-ne, știi cumva unde am putea întâlni o caracatiță adevărată? Zise Buburuza. Veniți, prindeți-vă de cleștii mei. Vă arăt insulița unde obișnuiește să stea caracatița. Racul îi lăsă pe cei doi prieteni pe mal și dispăru între valuri. Bobiță și Buburuza au sărit speriați după o stâncă. Caracatița era mai mare decât crezuseră și s-au speriat de ea. Atunci caracatiței i-a venit o idee. A adunat pietre cu cele 8 brațe ale ei și a început să jongleze cu ele. Bobiță și Buburuză s-au mai liniștit. Mica mămăruță și băiatul Melc au îndrăznit încet încet să iasă de după stâncă. Veniți, le-a spus caracatița, am să vă arăt cele mai frumoase pietre de pe insulă. Bobiță, Buburuză și caracatița s-au împrietenit. Timpul a trecut repede cât au stat pe mica insulă. E timpul să plecăm, a spus Buburuză. La revedere, dragă caracatiță, ne bucurăm că te-am întâlnit. Drum bun, a răspuns caracatița și le-a înmânat câte o pietricică lucioasă celor doi prieteni. Bobiță și Buburuză s-au îmbarcat și au încercat să vâslească în susul apei, dar n-au reușit. Bobiță, nu putem merge împotriva cursului apei, trebuie să coborâm din barcă, a spus Buburuză înspăimântată. Vezi, Bobiță, ți-am spus să nu ne aventurăm la un drum atât de lung, zise mămăruța plină de sine. Ai dreptate. Dintr-o dată, piatra se mișcă. De ce ești trist, micule Melc? Întrebă piatra. Bobiță râdea, căci piatra nu era altcineva decât o broască țestoasă. Prietenii mei, peștii curcubeu, acum pornesc la un drum lung. Ei înoată pe râu în sus până la izvor. Vă vor duce și pe voi cu plăcere. Bobiță și Buburuză și-au luat rămas bun de la țestoasă și s-au așezat pe spatele peștelui conducător. În scurt timp, peștișorii s-au aliniat și-au pornit în direcția pârâului. Până când soarele a apus, au și ajuns la căsuța cu picățele. Bobiță și Buburuză au mulțumit pentru ajutorul primit și și-au luat rămas bun de la pești. Totul e bine când se termină cu bine, zise Bobiță foarte plin de sine. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Turta dulce. A sosit luna decembrie. Pădurea era acoperită de zăpada albă. Bobiță și Buburuză au stat în casa cu buline a fetiței mămăruță. Să facem turtă dulce, a propus veselă Buburuză. Bobiță și Buburuză s-au apucat de lucru. S-au învârtit, s-au rotit prin bucătărie, au făcut aluatul și l-au întins subțire. Buburuză a scos din sertar formele pentru turtă dulce. Au tăiat aluatul în forme și au început să coacă prăjiturile. Când s-au rumenit frumos, Buburuză a scos tava din cuptor, a pus prăjiturile într-un castron și le-a dus afară în fața casei. Se vor răci repede, căci e frig, i-a spus lui Bobiță. În clipa aceea a trecut pe acolo o coțofană. A simțit o aromă plăcută și apoi a observat turtele dulci. A apucat cu ciocul castronul și a zburat mai departe. Când Buburuză a ieșit să ia prăjiturile, nu le-a mai găsit. Vai, cineva a luat turtele dulci, a strigat disperată. Dar cine a luat castronul? A întrebat Bobiță nedumerit. Bobiță și Buburuză au pornit spre pădure. În curând s-au întâlnit cu Mila, gândacul de zăpadă. Dragă Mila, cineva a luat castronul meu galben plin cu turtă dulce. N-ai văzut cine a fost? A întrebat Buburuză. Ba da, am văzut, coțofana a fost, a zburat încolo, a răspuns Mila. Și-au continuat drumul, s-au întâlnit cu Râma. Dragă Râmă, coțofana mi-a luat castronul galben plin cu turtă dulce. N-ai văzut încotro a zburat? A întrebat Buburuză.
Apoi i-au zărit pe Gombi și pe Dima. Chiar construiau un om de zăpadă. N-ați văzut-o pe Coțofană? Mi-a luat castronul galben plin cu turtă dulce. S-a plâns Buburuză. Ba da, am văzut-o. A zburat către pârâu. I-a răspuns gândacul cartofilor. Buburuză, privește! Firimituri! De aici a zburat Coțofana. A strigat deodată Bobiță. Să urmărim firimiturile și vom găsi scorburile Coțofanei, a propus fetița Mămăruță. Așa s-a și întâmplat. Firimiturile i-au condus la scorbura Coțofanei. Mirosul de turtă dulce a înconjurat tot copacul. Bobiță și Buburuză s-au cățărat în copac și-au bătut la ușa scorburii. Tu mi-ai luat castronul galben cu turtă dulce? A întrebat Buburuză când Coțofana a deschis ușa. Da, eu am fost... Mi-a fost foame, am zărit castronul și l-am luat, dar vi-l dau înapoi. E foarte urât să iei ceea ce nu-i al tău, a spus Buburuză și a pornit supărată spre casă. Bobiță în urma ei. Lasă, Buburuză, nu fi atât de supărată, e adevărat, Coțofana ți-a luat castronul, dar ți l-a dat înapoi. Probabil îți va cere și iertare, a spus băiatul Melc. După masă, Bobiță și Buburuză și-au invitat prietenii. Au venit Fulgușor, fetița Fluture, Baltazar, băiatul Albină și Vendel, băiatul Rădașcă. S-au așezat în jurul mesei și au început să mănânce. În curând s-a auzit un ciocănit ușor. Fetița Mămăruță a deschis ușa. Coțofana se afla în fața ușii cu o sticlă mare strânsă sub aripă. V-am adus sirop de măceșe. Eu l-am pregătit din măceșe proaspete de astăvară. Te rog, primește-l și să nu fii supărată pentru că ți-am luat turta dulce, a spus Coțofana. Dragă Coțofană, nu vrei să mănânci cu noi? Ai și tu un loc la masă? Coțofana s-a bucurat mult și s-a așezat la masă lângă ceilalți prieteni. Au mâncat turtă dulce, au băut sirop de măceșe, au vorbit și au râs până seara târziu.